Salutare, prieteni! Iată-ne că în săptămâna mare de Paști facem o filmare la Florinel. Salutăm, Florinel! Mulțumim de primire! O matcă pe care ți-ai făcut-o și în primul rând țin să te felicit pentru că te-ai ridicat repede și bine, cu exemplare bune, ai știut ce să achiziționezi și cu ocazia asta, da, ai avut ce să... ai știut unde să... și de la cine să cumperi. Ce ne prezinți? Aici e mascul de la tine din Bătrâna. Da. Este frate cu femela mea, care a crescut pe coșarul. Da. Da. Așadar, sunt frați de cuib. Vedeți? O călcătură frumoasă, o dezvoltare bună, un cap frumos, mascul de decembrie 2019? Da, 2019. Foarte frumos, o blană aspră, scurtă și închisă, exact cum trebuie. Florinel, cred că ai produs și o să facem cumva o... Din el am avut un mascul, dar știi, ăla care mi-a paralizat. Da, da, da. Din el momentan nu am. Dar ai lucrat cu el. Am lucrat, mi-a plăcut ce mi-a dat masculul ăla, dar... Păi aia e tot ce contează, dacă îți transmite bine... Mi-a transmis destul de bine și exact. Rămâne în continuare. Am cu ce să lucrez cu el. Foarte bine. Am ce să lucrez cu el și... Foarte frumos. Hai să-l băgăm și ne mai prezinți. Masculii. Masculii maturi, după aia pui și femele. Nu știu. Uite acolo. Cursa. Acolo. Văd că ești în pregătire maximă, da. Să te apuci de adăpost. Așteptăm piatra să vină tot după Paști. Foarte bine. Mamă, ce v-a spus de la tine, care e de la domnul Marian Peri? Da. Este achiziționat de către mine, de la domnul Marian, un mascul cu care am reușit în iarna aceasta 5 cuiburi. Un mascul periuță. Foarte, o blană foarte deasă și o culoare... Deasă, scurtă. Tot ce vrei. Păi n-are, exact. Este achiziționat? L-am achiziționat eu la 6-7 luni, nu mai țin minte. Mai. Pe vară, da. Da, mai. Și el e de... Ianuarie. Ianuarie. Da. Cam așa, 6-7 luni avea când l-am luat. Foarte frumos, foarte închis, un mascul... Am din el. Drag mie. Ai scos cu el, nu? Da, am scos. Foarte. Am avut un cuib de ianuarie care l-am dat. Da. N-am oprit nimic momentan, de acolo. N-am un cuib cu el de 6 pui. Da, o să vedem în clip. O să menționăm. Da. Că el este tată. Foarte frumos. Rămâne. Automat. Proiectul deja l-ai, să zic așa, la, da. La adăpost. E, vine un 7,5 pe 4. Wow. Ți intră 30 de bucs lejer. Ce ne prezinți? Decembrie. Da. Din femela de la domnul Marian Perin. Da. Și masculul care l-ai în cremă. A, masculul din cremă, cel da. De la boxa 4, de la mine. Da. Restul cum a dat. O blană foarte închisă. Îmi place masculul ăsta. Ți-am spus, pe părerea mea, e unul dintre cei mai buni produși ai tăi. Da, și îmi mențin părerea, vorbim la mascul, îmi mențin părerea da. Și o să vedem în toamnă că așa... Va fi. Piciorul tatălui. Piciorul înalt. Deosebit de frumos, cu un calcă, un cap rotund. Culoare bună. Culoare bună. Adică asta e... Da, putem, nu, dar e culoarea de afară, adică nu din umbră sau ceva. Foarte frumos. Am și o soră din, cu el, dar țin să spun că nu e așa dezvoltată.
A avut ceva probleme la început până s-a adaptat. Da, a avut o perioadă în care a stagnat, dar ușor, ușor revine. Revine, nu e nicio problemă. Pe boxă singură. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Felicitări. Bun. Grijă mare de el, e valoros. Ți-am și comentat și... și chiar așa e. Încă un mascul de la domnul Marian Peri. Este achiziționat odată cu femeluța mea. Cu femela ta. Foarte bun și masculașul. Mă bucur că ai luat decizia de așa pe ultim moment. Da, în care chiar a fost pe 100 de metri, da, și dânsul a renunțat, asta e, ne pare rău. E bine că am reușit să aducem atât eu cât și tu, da, exemplare bune de la dânsul și la, pentru mine e un crescător unicat, adică cred că și tu ai o părere. Da, o părere foarte, da, la fel. Să vedem în puii care i-am spus. Da. Să vedeți un pui care a scos că... Frumos mascul. Ai cu ce să montezi, ai cu ce, da, să lucrezi în toamnă. Care l-am scos, care e scos de femelă, nu o să-l bag în toamnă. Am, am pe ăsta, am până la matucul, care să lucrez. Închis, frumos. Și nu e, nu, nu asta e blana. Nu asta. Nu asta e blana, pentru că în toamnă vom vedea. Da, în toamnă se vede. Calitățile adevărate. Frumos. Un înalt, lung. Da. Un înalt. Picior frumos. Da. Da, e un mascul care e în deplină... Da, ci... e în creștere. E și... creștere, nu... Încă nu s-a... Nu acum da, e... Da, nu acum se vede adevărata valoare în toamnă. Mai facem filmă până atunci. Avem o femeluță soră cu masculul. Deci începem la femeluțe. Da. Din femela de la domnul Marian și masculul de la tine. A. Știu că a fost un cuib de 4 sau 5 pui? 5 pui. O femelă. 2 mascul și 3 femele. 2 mascul și 3 femele. O femelă e la mine, 2 la tine și un mascul. Și un mascul a plecat. Da, un mascul a plecat la un, da, da, la un băiat din... Nu, ce bine asta. A mers zăpăcit rău, nu are treabă. Da, și asta e. De multe ori e... are moment. Da. Ustă întotdeauna. Da, 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 da. Nu învățat să da, iasă afară. Da, da, da. A, e jos, e în boxa de jos și imediat cum e deschis a fugit. Cum i-am deschis ușa imediat. Da. Place. Dezvoltare bună. Ți-am spus, peste ale mele, peste a mea. Asta a fost cea mai mică. Cea mai mică. Ce dacă? Cea să face dacă... Să face dacă ai răbdare. Da. O ureche bună, rotundă, cu... Exact acolo pe vârf, pe rotund, exact cum trebuie. Frumoasă femela, să ai noroc de ea. La fel, și succes la puiuță în toamnă. În toamnă. Toamnă, iarnă. Altceva? Tot fără fiu. Ce se poate scoate într-un an de muncă în care Florinel a început. Florinel, cât ai de când ai început? În aprilie am făcut un an, pe 17 am... Deci un an de muncă. Am luat primele exemplare de la tine. Da. Este exemplar scos la tine boxe? Da. Din? Din femeia de la domnul Marian și m-a scos la tine. Da. Cel din Crema. Alții nu scot în 10 ani. Bravo, tot. Femeia care dă spre mascul. La fizionomie. Ce plac. Ce vorbești.
Te vei repeta toată munta. Trebuie să repetăm munta. O repetăm că... Foarte bun. Să sperăm că zidie și femeia. Ia pun-o. Așa. Să văd. Așa. Nu, că trebuie să stai singure. Așa. Culoare, frate. Deci altceva față de Sorai. Altceva, deci nu e. Păi, la fel și la oameni, frate. Nu seamănă doi frați unul cu altul. N-ai ce să faci. Bubu e unul din ei. N-ai ce să faci. Aia trebuie urmărit. Care e mai bun? Bravo, Florica. Să o vedem la toamnă. Că acum ne-a convins. A trecut. Testul. Da. O femelă din bătrâna și din masculul care l-am avut prima oară de la domnul Marian. Bătrâna este femela care a fost la mine vreo 2 ani, care e achiziționată de către mine în 2018. Da, femela din 2018 achiziționată de la David Codou. Fiindcă o să rămână în continuare. Deci are ca mamă bătrâna și? Și primul mascul care l-am luat, am avut de la domnul Marian. Ah, da, da, da. După altul. Da, da, da. După ăla a închis. După ăla. Salut, salut. Ești bă de aici, barșa. Trăiți. Și de noiembrie? Decembrie? Deci... Noiembrie. 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 La începutul noiembrie. Da, da. Pe 4 sau pe 3. Da, a început de noiembrie. Frumoasă, femeia lungă, blană scurtă. Corp cilindric. Știu că ți-am spus și eu odată. Da, asta este aia care am vrut să o dau. Așa, așa. Nu și... știu care e, că știu că ai două. Da. Da, da. Asta e care am vrut să o dau. Și... A... Nu, e femeie bună. Termină bine pe vârful urechii, pe rotund. Nu știu, eu zic că... Da, e o alegere bună, bună, da, că ai oprit-o și place. Mă bucur. Dacă nu-ți place, mi-l dai mie. Nu. Nu. E că... Nu e, băi, frică. Știi cum e treaba? Când știi, când știi că ai și ce-ți dă părinții, n-ai cum să nu oprești, mergi pe sigur. Am mai avut un mascul landat și încă două femeluțe. Bă, ce bine să ridic. Pe el. Da, da. O, asta femeie. Și mai ai ceva da, cu ea? Soră? Soră cu ea. M-ai închis. Bă, deci... Și asta e măsa întreagă. Da. Și la blană, și la fizionomie. Da. Așa e. Măsa întreagă. Să merg, bă. Dar știi că în trecut David a avut iepuri la domnul Maria? Știu. Vezi tu cum s-a duce da, treaba. Da, s-a duce, s-a duce. Cine știe, poate pe undeva... În 2017, când a ieșit el vicecampion pe femelă, poate a avut ceva de acolo. Foarte frumos. Să nu-l dă voi. O femelă care s-a duce, eu zic că măsa... Mult s-a duce, da, nu știu. Și la picior, și la... Da, da, da. Inclusiv la blană. Și blana, da, un pigment închis. Da. O să fie la fel ca... Singura chestie ce n-a luat de la măsa, urechea. Urechea puțin mai micuț. Da, dar nu e... Bă, o problemă. Mie nu mi se pare... Are... Nu trebuie nici de elefant. Știi cum e treaba. Uite, un corp bun. Asta e femeia de muntă, dacă te gândești acum. Da, dacă... e de muntă. Da. La corpul are... pe care îl are și la... Mai săptămâna trecută am cântărit. Cum se prezintă, da. 6-8.
Da, e femeia la 7 kg, să vedeți clar. Foarte frumos, o bucăm. Mai avem ceva aici? Aici am. Fornel, ce ne prezinți? Aici e femeia acționată de la domnul Marian. Nu au mai spus că e gestantă. Da, da, da. Se apropie de fătare. Și nu vreau să mai stresez. Are aproape 1 de zile. Da, 3 săptămâni. Da. Că este... Pe cât trebuie să vede? Nu mai știu. Tot oricum, la începutul, la începutul lunii. Da, cum a venit, am lăsat-o și am montat. Foarte frumos, femeia. Succes la pui și să-ți dea ce trebuie. Să scoatem pe bătrâni, da? Da. Femeia care face 3 ani. A făcut 3 ani în ianuarie. Bă, mă lași. A făcut 3 ani în ianuarie. Și încă câte serii scoți fără gume? Două. Și mai are la mine vreo 5, cred că. Și încă o să rămână. Da, e un pic mai scurtă, ai dreptate, să vede urechea. Urechea e mai scurtă. În rest, nu, e vizibil, să vede treaba asta. Nu zic că a luat tot de la masă. Bă, nu e frate, uite piciorul. Ce înseamnă butuci. Și femeia la fără de. Bă, la 3 ani jumătate, ce e. Și culoare și tot. Și pui lângă aia. Păi, că o să scos și pui. E, dacă scos pui, trebuie să o bași pe ea. Păi da, o să bag pe ea. Asta e un loc de... Așa, până să facem partea cealaltă, nu? Da, ca am spus din spate, ca să pot să torn acolo, dar mi-am mutat și am avut acolo. Uite, o să rămână toți, cel puțin până la 6, eu rămâne. O să te... de vis. Coșarii. Doi m-a scus și 3 femele. Te-ai scos. Lasă, frate, că-ți faci adăpost și ai un să le bați. Este de martie. Cu ce au? Pui de martie ce au? Nu, o să-l opresc pe ăsta singur. Ultima oară să vezi. O să rămână tot până la... Cel puțin la 6 luni o să... Da. O să rămână tot. Și este, sunt cu masculul de la domnul Maria. Cu ăla închis. Cu ăla închis. Bă, închis cu închis, n-are cum să-ți dea altfel, mă, frate, spun sincer. Mi-a dat mai bine cu bătrâna decât cu cele două surori. Poate să ne zică David, dacă vrea și dacă are chef, dacă are cumva vreo legătură cu genetica, la domnul cu genetica de în spate care o are. A dat prea bine, a dat frumos, da, ce să zic, să ai noroc de ei. Să trăiască și să îi duci la maturitate. Da, să faci aici. Foarte bun. Și eu aș fi oprit. Tot. Să rămână chiar până tot. La... Ce corp frumos. Asta e masul. Cel mai mic din timp. Vezi, am de trebuie. La un moment dat, tendința să le limbi. Păi era cel mai mic, era foarte mic. Băi, Florica, tu nu știi treaba cu coșarul meu, ce a făcut. Eu l-am înviat pe ăla de morți. Ce vorbim aici? Nu am aici jos o femeie, ca de o să scoatem câteva pui. Ce ai aici? Am ce femeie e de fapt? Cea de decembrie. A, tot de la mine. Da, tot de la tine din Blaga. E la a doua serie, presupun. Da, la a doua serie. Uh-huh. Are 6 pui, o să plece toți. Deci disponibil? Da, i-am deja aici? Dat. A, am, sunt 3 perechi. Aha. Sunt 3 perechi, sunt dați deja. Aha. O să plece cu tot cu femeie. Vreau să mă opresc și de aici, dar... Foarte bun. Momentan, nu limita spațiului. Săriți de 2 luni? A? Săriți de 2 luni? 25, cu 2 luni.
Cu care mă ascult? Cu cel de la domnul Mărescu. Ah, cu l-am chis. Cu l-am chis. Da. Ar fi vrut să mă opresc cum ascult, dar deja am prea, o să mă opresc ăștia doi. Păi nu știi când ai totul bun, mai opri, știi? Nu știu, eu așa. La asta m-am gândit. Opresc pe aia toți și dau drumul la altul. Ăsta e mai gros, față de ăsta. Ăsta e mai gros. E îndesat, tot frumos. Sunt amândoi buni, să știi. Da, sunt amândoi. Gândește-te că spui, nu sunt... Da. Ce să iau, miercuri o să trece. Da. Tot. Foarte bine. Acum este femeia la domnul Marian. Dar nu mai scos tot așa, o am montată. E mama la puie aia bun care da. E scos cu masculul din cremă. Și nu mai are loc scosul ăla în spate. Da. Doamne ajută să ajungă cu bine la nou stăpân. Da. Și ca să încheiem cu bine clipul, vreau să îi mulțumim domnului Tibi Fustos, un prieten al nostru vechi, pentru vitaminele pe care, cu care noi reușim să scoatem puișori, atât în sezonul iarnă, toamnă, iarnă, primăvară. Mulțumim, salutări. Salut. Mulțumim, Florică, salut. Salut.